Guvernul a adoptat astăzi două acte normative privind implementarea Planului Național de Prevenire și Combaterea Cancerului din România și a deblocat finanțarea unor activități din contractul cadru. Măsura vine după ce săptămâna trecută șeful executivului a dat un ultimatum ministrului Alexandru Rafila pentru că a întârziat cu elaborarea normelor la Planul pentru Combaterea Cancerului, solicitate insistent de către asociațiile de pacienți. Adoptarea acestor norme este un proces. Astăzi am operaționalizat o parte dintre acele norme care nu puteau fi aplicate datorită imposibilității de finanțare și am extins serviciile de radioterapie pentru pacienții oncologici. De asemenea, a intrat în vigoare, a putut fi să fie operaționalizat programul național de oncologie care introduce testarea genetică și implicit terapia personalizată. Ministrul Alexandru Rafila spune că lucrurile nu se vor schimba brusc de la o zi la alta, ci sunt necesari ani buni pentru schimbare. E un plan care durează 5 ani. E un proces. Noi facem legislația care permite accesul mai bun al pacienților. Atunci când putem să realizăm lucrurile imediat, o facem. Acces mai bun la terapie genetică, acces la radioterapie, acces la medicamente, dar constituirea unui nou sistem de tratament al pacienților oncologici care integrează serviciile medicale, fie că discutăm despre copii, fie că discutăm despre adulți, este un proces. În acest sistem trebuie să pregătim resurse umane, trebuie să completăm dotarea. Acest plan nu va fi aplicat imediat, ci va trebui o pregătire lungă a infrastructurii și forței de muncă. Acest plan va fi aplicat integral, așa cum vă spunea și domnul profesor, când putem să facem funcționale toate structurile care tratează ierarhizat pacienții oncologici. E un parcurs, trebuie să pregătim medici, trebuie să dotăm spitale. M-aș fi bucurat dacă Guvernul României, Ministerul Sănătății avea o baghetă magică și dintr-o dată toate lucrurile se schimbau în România. Noi am impulsionat deja prin faptul că am scos paturile de paliație din structura numărului total de paturi. Avem un proiect. Scopul important este cel legat de îmbunătățirea accesului la servicii medicale pentru pacienții oncologici. Asta trebuie să fie filozofia. Și în legătură telefonică directă cu noi la această oră este medicul oncolog Dana Stănculeanu, este doctor în științe medicale. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună seara! Bună seara, mulțumesc! De asemenea, doctorul Nicolae Fotin, specialist în politici de sănătate, este în direct alături de noi. Mulțumesc și dumneavoastră, domnule doctor, pentru intervenție. Bună seara! Bună seara! Cu permisiunea dumneavoastră, doamna doctor Stănculeanu, o să încep cu domnul Fotin. Vreau să ne explicați pe scurt, domnule doctor, ce s-a întâmplat astăzi mai exact. Că îl vedem pe ministrul Rafila, pare că gata, s-a rezolvat cu Planul Național de Cancer. La câte dispute și controverse au fost pe marginea acestei probleme, pare că astăzi a cam rezolvat lucrurile, deși nu s-a întâmplat asta deloc. Da, acum cred că preceza și domnul ministru că implementarea unor politici de asemenea învergură necesită oarece timp și atunci când vorbim de norme trebuie să ne gândim cam cum ne imaginăm să fie aceste norme și ce înseamnă ele de fapt. Asta s-a întâmplat, să spunem, aprobarea măsurilor pe care ministrul Rafila și le-a dorit și pe care le-a considerat necesare a fi aprobate de modificarea legii 293, cea care aproba Planul Național de Cancer încă din noiembrie, cu intrare în vigoare în ianuarie 2023 și pentru care trebuiau elaborate acele norme. Acum, dacă ne uităm, am putea spune că este un proces în derulare, pentru că ordonanța de astăzi nu aprobă norme, ci modifică planul inițial, astfel încât niște prevederi din plan să poată fi operaționalizate. Respectiv, stabilește pentru câteva obiective din planul în vigoare care va fi sursa de finanțare, introduce Casa Națională și Fondul Unic de Asigurări de Sănătate între entitățile care vor asigura finanțarea unor teste sau a unor servicii medicale
și acest lucru s-a făcut prin celălalt act normativ care a fost astăzi pe listă, respectiv hotărârea de guvern de aprobare a programelor naționale de sănătate. Tot astăzi vedem pe site-ul Ministerului Sănătății că au apărut două acte normative, două propuneri de hotărâri de guvern care vizează de asemenea niște măsuri care au legătură cu Planul Național de Prevenire și Combatere a Cancerului, respectiv înființarea Registrului Național de Cancer, o bază de date despre care noi doi am mai vorbit în emisiunile medicale. Tot am discutat medicale. Exact despre, da. Despre asta. Și un alt act normativ, respectiv o hotărâre de guvern care vizează traseul pacientului și niște ghiduri de diagnostic unitar pentru diversele forme de cancer pe care le vizează Planul Național de Cancer. Deci lucrurile sunt în mișcare. Într-adevăr, legea viza că trebuie să existe normele în vigoare în 180 de zile, articol pe care ordonanța de astăzi l-a abrogat, pentru că nu era și caduc și nu mai avea legătură cu realitatea. Dar, pe de altă parte, aceste acte normative noi pe care vi le-am menționat aduc cu ele niște termene de elaborare a unor alte norme. Ca să vă dau un exemplu concret, hotărârea de guvern de înființare a Registrului Național de Cancer stabilește foarte frumos că, într-adevăr, va fi realizat acest registru din Planul Național de Redresare și Reziliență, dar, de asemenea, stabilește niște norme care să fie realizate privind implementarea. Cum se raportează, ce date sunt necesare pentru a fi incluse de către profesioniști. Mi se pare foarte complicat ce spune și cred că și telespectatorilor, cu atât mai mult cu cât știu despre ce este vorba, pentru că tot am discutat aici despre acest Plan Național de Cancer. Doamna Stănculeanu, pare că o luăm de la capăt cumva. Din nou dăm ordonanțe de urgență, când noi avem nevoie de o decizie de ministru, de un ordin de ministru. Ne scărpinăm așa, în jurul capului, știți cum e vorba aceea. Eu nu știu dacă mă auziți. Vă auzim foarte bine, vă auzim și vă ascultăm. Am să spun doar atât. Ceea ce considerați dumneavoastră normalitate, ceva care să înceapă de mâine încolo, nu se poate nici în medicină, nici în oncologie, nici în sistemul românesc. Ceea ce pot eu să spun este că acest plan și faptul că avem o finanțare, discutăm de finanțare, discutăm de norme, înseamnă de fapt începutul normalității. A ceea ce ne dorim ca medici oncologi și eu cred că inclusiv a ceea ce își dorește orice pacient oncologic, accesul la tratament, accesul la investigații și eventual o ușurință în derularea programelor și în același timp acces la medicină inovatoare, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru pacienții care sunt în afara resurselor, aș spune eu paliație, pentru că paliația și îngrijirile paliative aproape că lipseau în România. Registrul de cancer este o discuție lungă de foarte mulți ani cu o lege care a existat anterior și cu o absență a legii, a ordonanței, a normelor, dar cu absență de finanțare. Și atâta timp cât nu finanțezi ceva, nu poți să ai și rezultat la un registru. Așa că aș spune eu că ceea ce s-a întâmplat astăzi este începutul normalității din punct de vedere al oncologiei. Dar începutul acestei normalități nu trebuia să se întâmple, doamna doctor, în momentul în care la Palatul Cotroceni s-a inaugurat, cu ghilimele de rigoare, acest Plan Național de Cancer? În urmă cu câteva luni? Acela a fost legea. Mă iertați, eu nu sunt politician și nu fac politică. Dar nici noi nu facem politică. Doamne ferește, numai că vreau să înțeleg. Legea,
Vreau să înțeleg de ce lucrurile nu pot demara într-un ritm mai alert. Asta vreau să înțeleg. Doamne, atât. Ritmul alert nu înseamnă și un ritm alert, nu înseamnă neapărat un ritm foarte bun. Nu înseamnă că dacă mâine dăm o lege, poimâine o putem aplica. Ca să existe o lege, trebuie să aibă finanțare și trebuie să aibă norme. Atâta cât înțeleg eu ca oncolog, ca medic care nu face altceva în fiecare zi decât vede, tratează bolnav și eventual organizează. Dar știți ce vreau să vă mai întreb, doamna doctor? Așa se întâmplă și în străinătate? La fel funcționează lucrurile? În alte țări? În străinătate aș spune că nu funcționează cu mult mai bine. În străinătate sunt un pic mai bine organizate, dar ceea ce avem noi este un bun început. Un început, aș spune eu, în care practic ceea ce ne dorim este să avem un screening care să fie screening și care să descopere pacienții în stadii incipiente, să avem niște tratamente adecvate stadiului, să avem comisii multidisciplinare, să avem mijloace de prevenție, de informare și medicină personalizată. Pentru că medicină personalizată, să știți că nu înseamnă numai tratamentul inovator, acela că dăm o moleculă, ci medicina personalizată înseamnă acel tratament pe care îl faci pacientului, pe care îl ai în fața ta, la momentul în care se prezintă cu boala, cu stadiul de boală și cu tot ceea ce înseamnă corelariul de comorbidități al pacientului respectiv. Tratament adecvat pentru pacientul din fața ta. Și atunci, da, atunci sperăm să fim. Eu aș spune că suntem foarte aproape de ceea ce dumneavoastră considerați că se întâmplă în vest. Poate că nu am avea toate dotările tehnice de acolo, dar așa cum bine știți, oncologul român când pleacă în afara țării performează și performează tocmai datorită cunoștințelor pe care le-a avut și le-a obținut în sistemul nostru, așa cum este el românesc. Eu aș spune că nu trebuie să dăm cu pietre în lucruri, ci trebuie doar atât să spunem. Cancerul este o boală care nu are niciun parteneriat politic, care afectează pe oricine și, din nefericire, dacă nu este descoperit la timp și tratat cum trebuie în momentul în care este descoperit, duce cu certitudine la deces. Da. Ceea ce vrem noi este nu numai să creștem supraviețuirea, să avem o calitate bună a vieții pacienților. Absolut. Da. Și dreptul la un tratament uniform, dacă se poate, aproape la fel ca în celelalte țări. Ca să avem toate astea, avem nevoie de această lege, de norme și de plan. Da. Restul sunt cuvinte și politici. Mulțumesc tare mult, doamna Stănculeanu. 30 de secunde, domnule Fotin, înțeleg că vreți să mai adăugați ceva. Vă rog foarte scurt, nu mai avem timp. În atendimentul doamnei profesor și eu, cu plan sau fără plan, cuvântul esențial aici este finanțarea despre care vorbea și doamna profesor. Și, într-adevăr, indiferent ce avem în aceste planuri puse pe hârtie, câtă vreme nu există finanțare, și am văzut că una din modificări a vizat excluderea Ministerului de Finanțe de la instituțiile responsabile de implementare. Prin urmare, sperăm că, responsabil sau nu, reprezentanții Ministerului Finanțelor vor asigura implementarea acestui plan. Mulțumesc tare mult amândurora pentru intervenție și pentru această discuție.